Bună găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Panoramic. Ne-am propus să discutăm foarte multe în această seară, însă ca o temă comună încercăm, încercăm să vă convingem că România se află pe drumul spre nicăieri și că după 27 de ani de la evenimentele din decembrie 89 constatăm ca în celebru mit al lui Sisif Că suntem condamnați să o luăm din nou de la început. Poate că unii au sperat că lucrurile s-au schimbat în momentul 2014 cu alegerea unui președinte care nu mai e de al nostru. Încercam să-l asemuim noi cu Carol I venit din Germania și alte, dar principala noastră problemă a fost că. Claus Iohannis, actualul președinte al României, era născut pe meleaguri românești, în niciun caz nu prea avea, în afară de origine și eventual limbă, nu prea avea legături, alte legături cu Germania. Aceste lucruri s-au văzut și cred că suntem pe cale să avem o campanie electorală nebună, nebună, nebună. De ce vă spun acest lucru? Foarte simplu. Pe de o parte, cred că este o. Nu știu, o tactică, atât a guvernului tehnocrat, cât și a președintelui, și suspecta, suspectez acest lucru și la Partidul Național Liberal, cel puțin, faptul că nu vorbim de programe, nu trebuie să vorbim de ce vom face cu adevărat, de ce are nevoie România. Lansăm teme false, lansăm fumigene, românii, televiziunile se repet pe subiectul respectiv, îl dezbat nu știu ce. Iar uh, atenția principală, deci oamenii votează în necunoștință de cauză, ba din contră, să ia după fumigene. Mai țineți minte, tactica asta a fost aplicată atâția ani de Băsescu. Uh, mai țineți minte, pericolul rusesc, uh, comuniștii, diverse alte chestii, aberații până la urmă, n-au avut nicio legătură. Pentru că, dacă o luăm strict pe ce s-a întâmplat în România, guvernările, de exemplu comuniste, cu ghilimele, ale PSD-ului, au fost mult mai liberale decât ale dreptei. Dar, ce se întâmplă acum? Iată, una din fumigene, de fapt, un amestec grosolan, cred, în viața politică românească. Președintele declară astăzi, citez, de fapt, a declarat ieri, îmi scuze, dar Astăzi s-a răspuns că nu va pune niciun. Nu știu. Nu va avea în vedere să nu pună ca premier niciun condamnat penal sau niciun urmărit penal. Poziția ar fi corectă. Dacă s-ar aplica o asemenea poziție în Franța, în orice țară democratică cu o justiție consolidată, da, zici domne, normal ce spune justiția. Dacă o spui în România și știi că. De multe ori, dosarele se fac la comandă și nu știu ce. E cam ciudat, dar să, să mergem pe varianta asta. Păi, hai să ne uităm. Cine poate să devină din actualii lideri? Cine ar putea deveni prim-ministru ca să respecte fișa de post dată de președintele României? Păi, e clar. Nu poate să fie Liviu Dragnea, președintele PSD, nu poate să fie Călim Popescu Tăricianu, președintele ALDE nu poate să fie Victor Ponta, eventual liderul informal sau liderul de pe Facebook, cum spunea Ponta că ar fi el în momentul de față, liderul opoziției de pe Facebook. Bun, dar cine ar putea să fie? Păi dacă nu-l luăm pe Cioloș care zice dânsul că așa, că așa că am luat concediu din decembrie, vă spun eu, e o falsă idee, undeva ceva s-a întâmplat și probabil nu scăpăm de, Iohannis prea, de Cioloș prea repede. Poate că se pregătește Alina Gorghi, da, Gorghiu, lidera, unica lideră a PNL. Oricum, Blaga, între timp, a început să aibă și el probleme cu justiția. Bine, el le are de câțiva ani, dar între timp omul și-a aranjat toate ploile, știa că vine valul la un moment dat, iar acum se încearcă Reprendruirea partidului cu acest caz. Uite, domne, luare luare și de la ăștia pe unul. Oare. Dar în fine, hai să zicem că uh, justiția noastră de fapt organele procurorii fac treabă și sunt ok. Bine, să zicem așa, oamenii sunt vedem sondaje de astea bombastice. Majoritatea românilor cred în această luptă. O fi așa. Noi percepem de pe stradă altceva, dar e posibil ca cei care îi întâlnim noi să nu fi fost întâlniți de cei care au făcut sondajul. Asta e. Dar bun, mergem până aici. Deci, ar fi Alina Gorghiu că pe ea n-a chemat-o DNA-ul decât prin spate și nu cercetează niciun dosar oficial. Oricum, chiar dacă se va întâmpla, se va întâmpla după alegeri. Cazul Elena Udrea 2014 e elocvent din acest punct de vedere. Deci, Alinuța poate fi premier, Dacian ciolo și eventual uh, Nicu Șordan sau cum îl cheamă pe președintele informal că și ăla în acte e cineva, altfel e altcineva apropo de uh, aceste organizații apărute din neant. E, cam asta ne-a spus uh, președintele, adică, bă, nu contează ce votați, contează pe cine pun eu. Nu contează că aveți 50%, eu nu pun pe aia. Eventual mi-aleg eu unul de la voi. Adică, dacă ne gândim bine, ne întoarcem în istorie, cam ce a făcut Carol al II-lea când, după 1930, când a subminat partidele politice, mergând spre un regim autoritar. Pardon, perioada 1938-1940. A fost bine pentru România? Din câte ne spune istoria, n-a fost. Și mi-e tare frică să nu facem și acum la fel. Până la urmă, democrație înseamnă să respecti și legea. E adevărat că ar trebui să vedem, în momentul de față, apropo de partide, să ne spună PNL-ul, dacă ieșim noi, vrem pe Cioloș, care n-a intrat încă în partid, sau pe Alinuța. Dragnea, să ne spună și el, îl vrem pe nu știu cine, că el nu se mai încadrează, și la fel ar fi și la alte și la alții. Din păcate, intrăm în această campanie electorală în care nu știm. Cine candidează? Cu excepția lui Cioloș, care pare cumva să fie preferat și de Cotroceni, dar dacă ar intra într-un partid, nu mai vedem alt candidat oficial. Dragnea nu spune că candidează, Ponta nu este nici lăsat și așa, iar ceilalți, practic, nu prea e neant, e vânare de vânt. Bun. Credeți să câștigăm ceva în, în această situație? Practic noi vom vorbi de ce? Vom vorbi că președintele Iohannis nu respectă Constituția. Vom vorbi despre cazurile de la DNA. Că, nu știu, ce, ceva îmi spune acum, că trebuie să mai umblăm puțin la sondaje sondaje care și așa, deci nu sunt pe bune de nicio culoare. Vă uitați că nu, nu sunt, da. deci președintele baie are 37-38%, ba urcă la, cu 10% de la un sondaj la altul. Hai să fim serioși că n-a făcut nu știu ce fapte ca să nici să coboare brusc, nici să urce cu atât mai, mai mult. E, în aceste condiții vom vedea, deci mă aștept, apropo, dacă, da, niște lovituri, adică Bănuiesc, că în momentul de față, pe sondaje, e clar, PSD-ul are, nu, deci are cele, mai, cele mai multe procente și probabil se îndreaptă spre câștigător. Dacă DNA-ul face politică, cum spun mulți, logica ar fi să, vem, să vedem încă niște lovituri în PSD. Iată, are apărut dosarul Microsoft, probabil vor mai apare și astea niște lovituri care să încerce să coboare acest partid. Bine, vor fi și niște lovituri de imagine încercând să urce pe cei din spate, să zicem așa, viitoarea coaliție de dreapta. Cu o fi bine, cu o fi rău, nu ne pronunțăm noi în momentul de față. Știți cum e cu politicienii și, -și spuneau ce ieșiți în stradă, mai mult sau mai puțin întâmplător. Uh, că și unii și alții cam același lucru ar fi. Dar, măcar să o știm și noi. Și atunci, de ce să mai facem politică? De ce să mai facem alegeri? Foarte simplu. Știm de la început ce stabilește locatarul de la Cotroceni, indiferent care el, și ne spune, acum câștigă asta. Adică, ca să facem recurs la istorie, celebra rotativă guverna guvernamentală de prevemea lui Carol I, l-am pomenit mai devreme. Sau și altă variantă poate fi posibilă, nu mai facem deloc. Guvernează doar președintele cu administrația prezidențială, cine mai complicăm, mai plătim și miniștri? Ar fi o idee. Pe de altă parte, începem să ne gândim tot mai serios că trebuie să facem ceva în privința funcției prezidențiale. De ce spunem acest lucru? că l-am redus din nou mandatul din următoare sesiune, din nou la, la patru ani, asta e altă problemă. Trebuie să facem ceva în privința mandatului prezidențial dintr-un alt punct de vedere. Să nu mai facă președintele politică. Adică avem președinte ales dintre partide, ăla nu uite pe lui. Nici Iliescu, nici Băsescu, poate puțin Constantinescu, dar nici nu și-a uitat de unde a venit și de aici îi, îl vedem în această cheie. Din acest punct de vedere, varianta instituției monarhiei ar fi fost mult mai corectă din acest, doar din acest punct de vedere, în sensul să nu fie băgată în politica dâmbovițeană, deși știți că reprezentanții actualei a instituției regalității de la noi au alte probleme și încă multe. Dar, de ce spuneam acest lucru? Președintele, indiferent care e el, se gândește și așa s-a gândit, cum spuneam și ceilalți, și se gândește și Claus Iohannis: Bă, ca să fiu ales al doilea mandat, eu trebuie să am un partid în spate. Și cu o fi PNL-ul, cu o fi USR-ul, cu o fi altceva, eu trebuie să fiu atent cu partidele. Și automat sunt prodomul într-o direcție. Ar mai fi și o altă variantă. 2019 nu e atât de departe precum pare. Au trecut deja 2 ani, nu? Bun. Și dacă în opozi, în, să zicem, nu neapărat în opoziția actuală, dar pe dreapta actuală, ar fi Cioloș care e mai tehnocrat așa și cam atât. Deci eu, Claus Iohannis, aș avea interesul, să zicem, ca, ca Dacian Cioloș să devină o alternativă a dreptei. Cinstit? Mă cam îndoiesc. Dacă vrei să vă, pentru că el ar putea crește. Pe de altă parte, chiar dacă s a, făc, a făcut multe activit, acțiuni de imagine, daci în Cioloș este popular de nu mai poate. Și vă spun acest lucru, hai să-l vedem. dacă, Deci îl ținem în sondaje sus, cum ținem anumite instituții, că trebuie să dea bine, că vezi, doamne, no? sunt, într-adevăr, poate la orașe unde, apropo de populația mai informată, fac o paranteză. Țineți minte... An de zile când Bucureștiu, uh, când Bucureștiu vota dreapta și, să zicem, țara înclina spre stânga sau o mare parte din țară, bucureștenii erau foarte informați, foarte nu, nu se lăsau manipulați. Acum când la alegerile locale a câștigat stânga, Domne, bucureștenii sunt cei mai ușor de manipulat, n-au venit la vot, diverse alte chestii, e adevărat, procentul a fost redus. Dar, apropo de ONG-urile despre care se vorbește, cu finanțare din afară și alte chestii care fac politică la joc, de fapt, de asta sunt plătite. Dar, întorcându-ne la ce se întâmplă la acest uh, moment în România, uh, am senzația că uh, alegerile pe noi, pe români, ne încurcă, mai ales în contextul în care, vă spuneam, instituția prezidențială care ar trebui să fie, să țină echilibru, nu prea îl face. Pe de altă parte, atenție! Uh, cu, deși justiția are o problemă, și de asta e că nu noi nu vrem să recunoaștem, ne tot întrebăm de ce ies cei cu probleme penale, gen, chere, ies și uh, câștigă stima electoratului, ia votul, pentru că nu credem în ideea de justiție la felul cum se comportă. Bun. Și rateurile sunt destule. De aici. Problema este că, deci nu cred că e un criteriu și n-ar trebuie să fie un criteriu cercetat, penal, chiar dacă ești în mai multe dosare. Cum spuneam și eu o predicție și o să trec la alt subiect, mă aștept ca vârfurile de imagine ale PSD, dar mai ales Victor Ponta, să-i apară până la alegeri un dosar 2-3, scopul fiind acela de a bloca, atenție, candidatura sa. Am mai auzit-o, eu cred că este ceva adevărat în, în toate acestea. Ca să nu mai spun că se mai urmărește, cred, ca Liviu Dragnea, știți și acel proiect din Parlament, Liviu Dragnea să nu poată candida deloc. Deși, până acum, legea nu interzice cei care au o condamnare penală, luată cum a fost. Nu știu ce a fost în dosar, precizez acest lucru, dar dacă au fost șase, 3 și 3 care a organizat campania din partea USL-ului. Numai unul să fi manipulat tot, ai să fie ușă de biserică, întreb încă o dată. Deci cineva ne ia, știți, cu chestia aia pe capota mașinii, cu declarațiile și nu știu ce. Deci, cum să vă spun, putem să ne lăsăm așa prostiți că noi avem o justiție și nu știu ce, dar România este, chiar vedeam apropo, avem judecători cu un miliar și ceva pe lună în pensie. Vă dați seama? Deci, tradus, deci ar fi vreo uh, suma respectivă, un 25.000 de euro sau ceva de acest gen, vreau să vă spun că nici în Statele Unite nu au atâta. Și compar judecătorii de acolo sau cu cei ai noștri. Da? Asta e România. Uh, Părăsesc acest subiect, promit că îl mai reau, că mai avem timp până la alegeri și dintr-un alt, și dintr, alt, uh, și dintr alt motiv. Nu suntem în momentul de față foarte convinși că democrația a triumfat. Deci dacă după 27 de ani nu putem să avem niște alegeri, adică, să fie alegeri, să, știi, să fii convins că dacă mergi la vot va fi ales cel pe care îl dorești și mai ales că beneficiez de, să zicem așa, de pe urma votului, în sensul că îți impui nu știu ce, nu știu ce partid, este foarte grav. deci acestea, acestea sunt mesajele care le transmis populației. Deci, în condițiile acestea, președintele se implică în campania electorală. Nu e în regulă și bănuiesc că nu e de acolo, pentru că știți ce vom avea. S-ar putea să, să avem o mobilizare a electoratului, dacă ajungem acolo, o mobilizare a electoratului care să se coalizeze împotriva, împotriva președintelor, sau ce vrea președintă Ce ar urma? Ar urma să trecem iar prin momente de, gen suspendare, cum a mai trecut de două ori în cazul lui Traian Băsescu. Și legea s-a simplificat. Ce ați zice să vedeți în România? Confruntări de natură etnică. Pot fi foarte aproape. Uitați-vă că sunt partide care speculează acest lucru. Deraiem Deci democrația este în primejdie la acest moment dacă vom încerca să denaturăm votul. Asta e România. Trebuie să înțeleagă că nu se poate și ne, apropo de vecini, de Ucraina. Țineți minte că Ucraina era acum câțiva ani o țară în regulă. Până s-a rupt în două dintre votul popular care ieșea majoritar pe o anumită direcție și votul, nu știu, să zicem Ucrainei de vest sau cel din Chiev. Ce s-a întâmplat? Țara s-a rupt din nefericire și este o rană deschisă pe pământul Europei și acum. Din nefericire riscăm să ajungem în situația asta, mai ales că, iată, s-a lucrat cu aceste scenarii și în 2014, chiar dacă n-au fost publice, și în 2015. Victor Ponta, ca premier, a fost amenințat cu chestii de genul ăsta să uh, renunțe la guvernare. Stai și te -ntrei. bun, nu mă discutăm guvernarea de până atunci, bună, rea, cifrele arată că a fost bun, dar nu contează asta. Care erau interesele acelea majore de trebuia să plece Ponta în toamna trecută? care era miza? De trebuia neapărat să ne fericească un guvern tehnocrat. Te întrebat. Interese au existat și vor exista de una pe seama în României. Așa ne spune istoria. Mergem mai departe și abordez un caz care mi se pare cel puțin, cel puțin ciudat. De ce vă spun acest lucru? Pentru că, de fapt, sunt două cazuri care se tot discută în aceste zile. Unul, este deja de o săptămână pe piață, de fapt, este de, câț, de câțiva ani, dar instituțiile României, presa din România s-au comportat ciudat în acest caz. Deci, cazul Laura Codruța și și plagiatul, și un alt caz, și mai ciudat. Eu îl suspectez de dezinformare, dar poate nu e asta. În cazul Ministrului Educației, Mircea Dumitru, care s-a trezit astăzi cu o problemă, cât Casa, după ce au apărut mai multe materiale în presă, Evenimentul Zilei, Adevărul și alte organe de presă care au dat despre colaborarea lui cu securitatea, deși există un prim verdict în cazul acestuia din 2007 care spune că n-a colaborat, că n-a fost colaborator. O să le luăm pe rând, pentru că în cazul și așteptăm ca instituțiile să se pronunțe, deși cam ciudat așa. Știți cum e? De 4, de 5 ani, de când a lansat, de când a lansat Băsescu cazul Ponta, Doct doctore, țineți minte, de fiecare dată când vorbea de, am vorbit de plagiat, n-am vorbit decât de Ponta. În 2012, când au fost spălate anumite cazuri, anumite dosare, inclusiv al lui și, tot de Ponta am vorbit. Eventual și de Oprea, mai, mai acum, mai recent. Și misiunea apărută a actualului ministru al educației a părut să se, adică după ce am rezolvat Ponta, Oprea, eventual Tobă, nu s-a mai vorbit de plagiate. Pe de altă parte, sunt universitari respectabili care spun că Chiovesi i-a copiat, ba din contră, sunt pagini întrești care sunt motamu din alte lucrări. Ca un făcut. Universitatea de vest Timișoara așa, deci are, țineți minte, acum câteva luni, Universitatea București, când era alți miniștri, Universitatea București cu actualul ministru la Timonă, dădea comunicate zilnic. Ei au făcut, au stabilit că nu știu ce, în cazul Ponta. E, UVT-ul se comportă așa. Parcă am auzit, vom mai vedea, nu e important, dar să vedem cine se sesizează. Deci ceva de genul ăsta tergiversare pe față. Ministerul nici usturoi n am mâncat, nici gura nu-i miroase. În sensul că am fi așteptat mai multă acțiune și în cazul că Și să știm, ore neagră, ore albă. Faptul că acest scandal durează și a fost uh, prelungit din 2012 când s-a dat un oră, cum spune, n-ar fi reapărut dacă ghiță nu s-ar fi autoexplodat în direct. Practic, cu denunțul la parchet, el a redeschis acest dosar. Mă face să cred că Ghiță nu este nu sinucigaș. Pe de altă parte, faptul că universitar de prestigiu spun, da, domne, e clar o problemă cu acel, cu acel doctorat, n-am decât să, să cred că avem și comportamentul la urei codruței și care a dat-o, ea a spus-o, nu domne, ăștia vor să mă facă, că e o luptă anticorupție. Cred că undeva există ceva, nu știu în ce măsură e plagiat, nu știu dacă poate fi declarat plagiat, dar o problemă există. Și faptul că instituțiile se bâlbâie, că le e frică să o spunem pe românește, să se ia de cel mai puternic om din România, a, nu vă gândiți la președinte. Cel mai puternic om din, din, România este Laura Coduța Chioveși. De ce? Poate aresta pe oricine. Acum nu, sper că dumneavoastră n-ați crezut niciodată genul ăla de manipulare. Știi că pe parlamentar nu-i putem lua, că de aia ieșim în stradă, nu știu ce. Nu. Oricine din România poate fi arestat, cu excepția două persoane. Președintele și șeful DNA, numai că președintele nu poate aresta șeful DNA, pe când șeful DNA teoretic ar putea să aresteze chiar pe toată lumea. Cum spuneam, nu se poate lua pe timpul mandatului prezidențial. Și să știți că nu exagerez. Am făcut intenționat această imagine să vă dați seama unde vorbi. De asta cred că instituțiile noastre se cam bâlbâie în această situație. Însă este foarte important pentru credibilitate. Dacă instituțiile, ce ne de tu acela, acel consiliu care s-a făcut la minister, ratează această operațiune, acest dosar, în sensul că nu vor fi convingători, într-o direcție sau în alta, să se pronunță specialiștii, am terminat-o. Indiferent ce caz va mai apărea, totul va fi pus, pus sub semnul întrebării, pentru că se va crede că s-a mers doar politic pe cele două cazuri sau trei, Ponta, Oprea, E aici problema. Învățământul superior nu va mai fi credibil după asta. Pentru că, să o spunem drept, din zeci de mii de doctorate care s-au dat în România, cu siguranță peste jumătate au o problemă. Sunt făcute, uh, sunt plagiate, chiar dacă nu pot fi încă descoperite cu sistemul informatic. Pentru că unele cărți nu există pe internet, au copiat din unele cărți mai vechi care nu există pe internet. Sunt o plagiate. Dar nu le recunoaștem noi la acest moment. De aceea spun că e foarte important cum va fi tratat acest caz. Dacă știm să-l tratăm și dacă în caz că s-a întâmpl întâmplat ceva, și va suporta consecințele cu siguranță se, spune, se, va spune, bă, dacă și șeful DNA a avut o problemă și a fost declarată, deci nu s-a mușamalizat, înseamnă că e pe bune. Dacă acest va fi mușamalizat, nu i se va face un serviciu lui și chiar dacă ea va supraviețui, să zicem, încă o perioadă în funcție, ci mai degrabă va compromite în total, deci total, această, această, această măsură, această campanie împotriva plagiatelor. Bun, Ministru Educației Mircea Dumitru, cum spuneam, astăzi s-a trezit în mijlocul unui scandal, cât Casa, lansat de principalele cotidiane ale României, EVZ-ul, evenimentul zilei și adevărul, pe surse a transpirat dinspre CNSAS că domnia sa ar avea o problemă de colaborare cu securitatea. Ministrul Educației a organizat și o conferință de presă. A declarat marți, cităm de pe Hot News, că respinge orice fel de acuzație că ar fi colaborat cu fosta securitate, arătând că Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cum spunea Cinesasu, a emis o decizie. În privința sa încă din 2007, iar pentru verificările de atunci el a depus inclusiv un document scrisolograf pentru a face verificarea grafologică. Spune domnia sa, cităm: "Adevărul este acesta. Resping orice fel de acuzație că aș fi colaborat în orice formă cu fosta securitate." Nu am fost nici membru al securității, nici colaborator al securității, nu am făcut poliție politică, nu am avut niciodată contacte cu poliția politică în timpul regimului comunist. Nu am semnat niciun angajament. Documentele prezentate în presă nu sunt produse de mine, cum declară Mircea Dumitru într-o conferință de presă susținută astăzi. Uh, Bine, conferința de presă a fost susținută la Ministerul Educației, domnia sa este Ministrul al Educației, dar problema era colaterală în învățământului. Acesta a explicat că în 2007 a avut, cităm, o discuție cu membrii CNSAS, ca urmare a solicitărilor venite din partea presei de verificare a mai multor reprezentanței societății civile. Cităm, am dat un document scrisologra pentru a se face verificarea grafologică. Am încheiat citatul, a precizat Dumitru, arătând că în urma verificărilor CNSAS a emis o decizie care spune foarte limpe despre mine că nu am fost colaborator al securității. Mircea Dumitru a mai spus că solicită în acest moment CNSAS să vină cu un punct de vedere public, clar, din care să rezulte poziția instituției cu privire la statutul său cităm din nou, ce s-a întâmplat este o mistificare grosolană, nu este un fals oarecare, este o calomnie la adresa mea. Voi acționa în instanță pe cei care au făcut aceste afirmații de defăimătoare la adresa mea în spațiu public, a anunțat Ministrul Educației, susțin totodată că nu este ceva întâmplător, că aceste acuzații apar după ce anunța publică va începe verificarea școlilor doctorale, în special a celor ce au avizat lucrări plagiate. Ministrul Educației, Micean Dumitru, a negat și anterior în cursul zilei acuzațiile publicate pe surse de evenimentul zilei și adevărul, potrivit că să s-ar fi găsit dosarul său de colaborator cu securitatea, fostă poliție politică din perioada, fosta poliție politică din perioada comunistă. E, acum, cum spuneam, acest caz are foarte multe necunoscute. Eu refuz să cred, mai ales că, atenție, vorbim de două cotidiane care ne-au obișnuit să aibă pe surse foarte bune informații dinspre DNA, CNSAS, toate celelalte. s au fi luat o razna ambele instituții de presă? Mă cam îndoiesc. Pe de altă parte, ministru, dacă are ceva să-și reproșeze sau nu orice caz, ceva de ascuns, era cea mai bună poziție. De ce? Pentru că acum, dacă CNSAS-ul nu este sigur, va trebui să vină cu o poziție care să spună, domne, nu avem și atunci se blochează tot, sau avem ceva care nu prea stă în picioare. Pe de altă parte, hai să o luăm și logic. vorbind de unul dintre cei mai importanți universitari din România. Controversat, adevărat, știți, povestea cu... Deși nu cunoaște limba germană, a tradus limba germană cu acea carte, știm că scandalul de presă, Însă vorbind de un uh, reprezentant al societății civile mult timp, un uh, universitar recunoscut și destul de intransigent. Deci nu cred că dacă ar ști că se poate descoperi ceva la adresa lui, ar forța într-atât de mult lucrurile. Mai degrabă cred în varianta că este curat din acest punct de vedere, pentru că altfel nu s-ar fi riscat foarte mult. Deci trebuie să aibă de undeva niște, dacă în caz că să zicem, ar fi ceva necurat, ar trebui să aibă niște garanții foarte, foarte importante și în România asemenea garanții nu ți le, poate da, nu ți le pot da foarte multe instituții. Mă gândesc că în varianta asta ar trebui să fie garanții date ori de cotroceni, ori din lumea, să spunem așa, CNSA, servicii secrete, că știți, s-au luat arhivele sau ceva de genul ăsta. Altfel, nu văd pe ce s-ar putea baza în momentul când ar susține dacă ar, ar ști cum musca pe căciulă. Dacă se știe curat, ceea ce bănuiesc că este situația de față, Mircea Dumitru a plusat, automat acest zvon ar trebui să se încheie în următoarele zile cu o poziție oficială a CNSAS. Dar încă o dată, la fel cum se întâmplă și în cazul Chioveși și de asta am și ridicat ce, aceste două cazuri emblematice. Că, de fapt, dacă deschideți acum televizoarele pe canalele de știri, vedeți că ori un caz, ori celălalt. Nu se mai discută nimic altceva decât aceste lucruri. Bineînțeles, presa e normal să dezbată, fac rating, găsesc diverse lucruri. Însă, instituțiile ar trebui să funcționeze. Deci, în cazul Mircea Dumitru Cenesas ar putea să ia o poziție chiar din această seară sau mâine din să spună, da, domnule, nu avem un lucru asemenea, n-am descoperit nimic. Sau, invers, avem ceva, mai cercetăm sau avem ceva foarte tare. Pe de altă parte, în cazul Chioveși, prelungirea acestui scandal face extrem de rău instituției de ului DNA-ul a trecut și prin momente dificile în ultima perioadă, au avut și niște rateuri pe care, dacă ați observat interviurile lui Laura Codusa și nu numai că nu le recunoaște, dar spune stai să vedem ce spun judecătorii, ceea ce înseamnă că poate însemna orice. S-au mai văzut cazuri când, țineți minte pe vremea lui Băsescu, niște judecători au ajuns... Uh, au ajuns la Mititica pe cazuri corecte, dar după aceea în alta curte s-a transformat în oficina de casă a lui Băsescu mai mulți ani. Deci, orice se poate întâmpla. Deci, în cazul Laura Codusa și trebuie dat un verdict clar și lipsit de orice partipriuri, adică nu mi-aduce acum niște universitari care să spună da, domne, nu e adevărat sau ceva, sau cine are curajul să-și să asume acest lucru? Să vedem. Să vedem. Ar mai fi un caz care a apărut în ultimele zile și care arată la ce se poate preta societatea românească în ultimii ani. Acum un an, un an și ceva aveam un premier interimar, un vicepremier când era ponta în țară, interesul național supranumit, care muncea 25 din 24 și făcea multe altele, era profesor universitar la Academia Militar, conducea doctorate, era general cu patru stele și, 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 pe care îl, îl chema președintele Iohannis în fiecare dimineață la cafea, spunându-i când îl dai jos pe ponta și alte chestii, am spicuit din presa ultimului an și ceva, iar acum avem același uh, Gabriel Oprea, care nu mai a pierdut doctoratul între timp, nu mai este profesor universitar între timp, nu mai este ministru și, 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 în partea cealaltă, este inculpat, merge pe la DNA, este trimis în judecată într-un dosar și altele. Mai nou, acum se propune și degradarea sa din punct de vedere militar. Adică nu mai este, să nu mai fie general, cum a luat el de la colonel la general și alte chestii. Bun, nu ar fi de deranjat, ba din contră. Dar dacă se ia puțin la scutura, probabil jumate din ce avem acum pe generali nu-și prea merită alea, stelele sau ce, ce are fiecare, apropo de partea militară. Dar uh, nu se face asta decât cu oprea, practic el este dat exemplu de cineva pentru altcineva. Adică le arată și politicienilor, iată ce pățiți dacă vă puneți cu noi. Care noi o să mă întrebați? Nu știu să vă spun. Dar există cineva acolo sus care trage sforile. Nu poți să te prăbușești așa și atenție. Sper că ați văzut prin presă ce mi se reproșează lui Gabriel Oprea. De fapt nu ce se reproșează, ce îi se instrumentează dosare care nu stau așa, deci poate oprea să aibă multe alte dosare, cu siguranță a făcut diverse lucruri, pentru că e și un om foarte bogat, dar să-l acuzi de moartea polițistului și atenție, ca și cercetat de DNA, deși nu ține de DNA, e cam mult, e cam mult pentru România și chiar și pentru România. Dar de ce vă aminteam acest caz? Încă o dată spun, este un exemplu pentru alții vedeți ce pățiți dacă nu respectați anumite lucruri. Pentru că Oprea i s-a cerut să basculeze guvernul Oponta o ponta și n-a făcut-o. De ce n-a făcut-o? Eu stau să mă gândesc la altceva. Țineți minte, apropo că a fost că, că mereu aceste cazuri, acum se pare că au plecat de la Mihai Răzvan Ungureanu, fostul șef, fie ca așa de misia recent. E, Mihai Răzvan Ungureanu, care probabil va ajunge și el în următoarele zile, următoarele luni la DNA cu diverse cazuri, că bănuiesc că de asta s-a forțat plecarea lui, a declanșat jihadul, cum s-ar spune. E, jihadul acesta nu știm unde va duce, dar cu siguranță lucrurile vor fi foarte interesante în următoarele luni, deci lucrurile au devenit așa foarte ciudate în viața publică și puteți să fiți siguri că lucrurile nu s-au încheiat. Cu siguranță vom mai avea surprize dintre cele mai, dintre cele mai interesante în această perioadă de până, de până, la alegeri. Dar pentru că veni vorba apropo de, de politică, avem, știți când vă spuneam despre ce se întâmplă în, în viața politică românească și cum ne pregătim de a alege într-un fel sau altul, v-am mai spus că justiția va influența. Cu siguranță așa se va întâmpla. Unii au probleme mai mari, unii, unii mai mici. Și din cauza asta n-aș putea să vă spun... Uh, ce nu, care e rezultatul final. Cu siguranță sondajele de acum vor fi modificate până la alegeri într-o direcție sau alta. Depinde să nu derapăm atât de rău încât să nu ne mai revenim. De aceea m-a interesat apropo de ce, ce apare pe, în presa de, din ultimile zile. Avem un, Șerban Nicolae, senator PSD, a comentat astăzi, și să știți că ne afectează și pe noi, Gorgenii: a comentat astăzi cea mai recentă intenție a guvernului Tenorroa, care se pregătește să scoată la vânzare pachete minoritare de acțiuni la mai multe companii ale statului. Șerban Nicolae a precizat că această grabă a guvernului îi se pare suspectă și tenocrații nu au această responsabilitate. Cităm, spunea Șerban Nicolae, încep să-mi pun întrebări în legătură cu vizitele pe care premierul, premierul celor și în primul rând, dar poate și președintele Iohannis, le-au făcut în ultima vreme prin Europa. Și să nu fi promis să se fie angajat că se vând, mai ales că sunt puse la grămadă. De ce ne interesează pe noi gorjenii? Bine, ne interesează toată avutul țării, care poate fi înstrăinat pe mai nimic. Dar e vorba de complexul energetic Oltenia. A revenit în discuție în aceste zile vinderea unei părți din CEO. Încă o dată spun și am mai spus acest lucru, dacă am avea un proprietar care să cumpere cu bani mulți CEO și să le interesează dacă tot ai investi bani să producă ca să scoată banii, ar fi fericirea pentru gorjeni că în prin special ei au rămas beneficiarii CO. Dar, în condițiile actuale, când tu ești pe pierderi, când riști insolvența, a scoate un pachet uh, de acțiuni consistent între 15 și 25%, nu face decât ca acest procent să fie preluat pe mai nimic de un investitor care poate nu are niciun interes Adică aruncă câteva milioane de euro în cazul cel mai fericit ca să facă ce s-a întâmplat pe aici cu cimentul și cu alte lucruri. Să scoată de pe piață capacitatea respectivă. În cazul nostru poate că există un interes să cumperi, să uh, iei ciozvârte din CO ca să închizi acest uh, energia pe termo. De ce? Ca România să meargă și pe import, și doar pe energia eco. Eu așa văd lucrurile și semnalul de alarmă tras de senatorul respectiv, nu mă interesează că e la PSD, PRU sau în altă parte, este foarte corect. Tu ești guvern tecnocrat care ai un mandat clar până în decembrie, da? Pentru că până, tu, până acolo ai dus alegerile. De ce te riști tu să faci vânzare acum în această toamnă? Pentru că ea ar trebui pregătită. Atenție, unele se vor face chiar, dacă am înțeles eu bine, undeva pe sfârșit de noiembrie sau decembrie. Deci atenție, este foarte grăbită această situație în condițiile în care spuneam, întreprinderile noastre nu prea stau bine. Părerea mea este că ceva e putred în această situație. Ar trebui să medităm la ea, mai ales că în această emisiune v-am obișnuit să vedeți, să vedeți lucrurile din spatele știrilor pe care le, le vedem în fiecare, în fiecare zi. Uh, apropo de subiecte, vreau să vă spun că am mai reținut din această săptămână și alte subiecte importante. Eu vi le citat pe cele mai importante, dar. Mi-a atras atenția încă, un, încă unul și cu asta vreau să închei. Pentru că nimic nu e întâmplător în România. Și anume, un avocat american. Uh, e vorba de. un American, e original din Venezuela, dar care a scris într-o publicație americană de pre The Hill. Uh, o publicație importantă din Statele Unite, care spune câte ceva de, de rău despre, despre instituții românești, cum ar fi dna și cităm, printre altele, este deja o rutină pentru mass media din România să staționeze echipe de filmare în fața sediului DNA, pentru a prinde imaginea zilei cu o personalitate politică în cătușe, deplasându-se spre mașina poliției. Acest fapt ridică unele probleme. Stie și îl cheamă Carmona Borjas, Robert Carmona Borjas ăsta, a deschis trei probleme care ar face DNA să fie un pericol. Prima problemă este riscul uriaș ca lupta anticorupție să fie folosită pentru plata polițelor personale și urmărirea rivalilor, dată fiind ușurința cu care se poate deschide un dosar și porni o investigație compromițătoare, poate pune capăt unei cariere. A doua problemă e legată de încălcarea drepturilor omului, atenție, și o spune asta un american. Și a treia problemă este legată de șocanta diversitatea acuzațiilor care fac obiectul anchetelor DNA. Ambasada americană n-a intervenit, semn că cumva ăsta nu e nebun. Și, al doilea, și în al treilea rând, de văzut ce se, va întâmpla, ce se, va întâmpla, în următoarea lună și în următoarele luni. A fost emisiunea Panoramic, eu sunt Cornel Șomuc, mulțumesc pentru atenție, la revedere!